pe cu simbolurile solare. Cerul, cu stele, apa și soarele. Ele vor fi simbolurile datătoare de viață. Crucea va fi protecția divină. Fulgerul era folosit doar în anumite situații, dacă afară era o furtună sau o ploaie, orb, simbolul fulgerului, era pus pe tocul și pentru a proteja casa de dezastre naturale. Picul de grup va reprezenta bogăția și avuția. Frunza de stejar este simbolul din mirii în timp cu viață lungă și prosperă. Trifoiul și copacul vor fi simbolurile norocului, iar ștergarul bucovinean îl puteți observa în spatele dumneavoastră, pe coin în spatele unei icoane. Și vreau să mă întreb dacă ați văzut vreodată un prosop așa în spatele unei icoane. Da. Știți ce înseamnă? Nu. Chiar nu ce înseamnă? Pe problema bunicilor și străbunicilor noștri nu existau verighete. Sau cel puțin se făcea foarte greu rozele, erau mult mai scumpe față de acum. Așa că atunci când oamenii se căsătoreau, orele mirii, sine, ori nașii mari, dădeau un rosop ca acesta mai lung părintelui. Ori mâinile, ori de brâu, ori de la lipina după gât. Sau o lega în sine și spunea ce Dumnezeu a legat omul să nu deslege. Și o puneau în spatele icoanei pentru a fi protejată căsătoria de Dumnezeu și ca să-și aducă aminte de legământul făcut în fața Domnului. Deci așa s-au căsătorit ei, dacă vedeți un loc acela, un rosop. De aia și sergarul pe opa reprezentat.